bune tuturor! După cum v-am promis în vlogul anterior, cel din Mogoșoaia, duminica aceasta am venit tot în jurul Bucureștiului, într-un alt parc, mai exact suntem în Buftea, la Palatul Știrbei. Tocmai am trecut de intrare, există două planuri tarifare, ca să zic așa, cum zic cei din reclamele de telefonie mobilă. Varianta 1, 20 de lei de adult, care include doar intrarea în parc, și varianta 2, 50 de lei de adult, pe baza căreia poți să faci o consumație la restaurant. Haideți să vedem. Bucătarul este Antonio de la televizor. Antonio ăla, fac caldo? Uh-huh. Pe bune? Da, am citit pe net. Antonio, fac caldo. Sau cum era reclama? Păi nu, reclama era la Ice Tea. Ah, deci nu e Antonio din reclama cu Ice Tea. Nu, nu, e bucătarul. Mi se par trei lucruri interesante despre capela de la Palatul Știrbei. Primul, stilul arhitectural este ecletic. Al doilea, picturile interioare au fost realizate de Tătărescu. Al trei, clopotul este cel mai vechi din Europa. Clopotul se află și acum în interiorul capelei. Avem aici niște tagliatele cu somon fumeș și zucchini, iar eu mi-am comandat niște tagliatele cu daiola, le spuneam. Cu șpec, mozzarella, roșii, buțuioc, ce îmi place este că pastele sunt făcute în casă, nu sunt paste uscate, cumpărate de undeva din comerț, ci sunt homemade. Și chiar se simte acest lucru, apreciez. Pastele au fost gustoase și îmi place că s-au folosit ingrediente premium, adică s-a văzut că n-a fost un șpec prost, a fost un șpec bun. La fel, nu s-a făcut cabal la cantitatea de somon, un sos al bun. Chiar și-au meritat banii pastele, 29 respectiv 36 de lei. Și acum la final am comandat o porție de papanaș. Papanaș clasic, nici cei mai buni, nici cei mai răi. Da, foarte bune pastele. Chiar vorbeam din Roma, cred că n-am mai mâncat paste așa bune. Adevărul că nici nu prea am încercat să mâncăm paste. În general nu comandăm paste dacă da. Nu sunt restaurante cu specific italienesc. Asta aici la Palatul Știrbei este un restaurant cu specific italian. De a ieși tu pe o de a comanda. Aveți grijă! Am petrecut doar câteva ore aici la domeniul Știrbei, dar am văzut multă lume care venise cu pătura, cu geantă de picnic, semn că au petrecut o întreagă zi aici, iar locația permite. Vă recomand să veniți până nu se termină sezonul de vară, toamnă din iunie, pentru că vor veni ploi. Se merită, în orice caz varianta de 20 de lei nu mi se pare o combinație prea bună, pentru că plătești 20 de lei doar te plimbi pe aici, nu beneficiezi practic de nimic. Suplimentar, așa plătind 50 de lei, am consumat întreaga sumă la restaurant. Și au cam ajuns. Noi pentru 3 adulți și 2 copii am făcut consumații total de 176 de lei.
Fără alcool, doar limonadă, apă. Mulțumim pentru vizionare și ne vedem cu bine data viitoare. Pa! Și nu uitați, like, subscribe. Cum dati? Pa! Pa! Ia mai fă, pa! Cum faci, băiatul? Pa, Andrei! Cum faci, pa? Hai fă pa la oameni! Andrei, pa! Bravo, tati!